Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. The Look, Roxette, 8:36 de minute, suntem din nou în Deșteptarea. Postul de televiziune Nașul TV a luat o sancțiune zdravănă de la CNA, întreruperea emisiei pentru 10 minute, în urma unei dezinformări cu privire la tunelurile dacice, care ar exista în Munții Buceni și prin care poți te duci, dacă știi unde e, pe alt continent. Băi, ce tare! Da. Proiectat, probabil, cu energie. Mă rog, nu contează, în fine, nu contează. Da. CNA a cerut postului să verifice pe teren aceste pseudo-informații. Așa, și? Foarte tare. Au trimis specialiști. CNA. Da, da, bun. Și când verificarea n-a putut fi făcută, oare de ce? Postul a fost sancționat. La telefon este analistul media de la pagina de media, Petrișor Obaie. Bună dimineața, Petrișor! Bună dimineața! Mă întreb dacă nu, care cumva ăsta ar trebui să devină un nou mod de acțiune al CNA. Adică dacă vreun post TV sau radio difuzează invenții, și sunt o grămadă de posturi TV, nu știu, radio, dar TV, sunt o grămadă de posturi TV care difuzează numai prostii inventate, să vină cu proba sau să fie sancționat. Ce crezi? Da, spuneam că CNA chiar a plusat în acest caz și a cerut autorităților să le acorde tot sprijinul ziariștilor care vor să intre în tunelurile dacice. A fost o modalitate mai atipică pentru CNA de a aborda situația cu simțul umorului, dar vorbind de un caz atipic. Lumea nu știe, Nașul TV este un post mic, dar Nașul TV are o experiență în încasat amenzi cum n-au posturi mari din România. Adică în urmă cu vreo 2 ani, când i s-a prelungit licența de emisie, Nașul TV a obținut prelungirea de emisie la ora 2 și la ora 4 deja a luat prima amendă. Deci, serios, deci am și scris noi pe pagina de media. Pentru că nu poți să respingi dreptul unui post de televiziune de a funcționa. Poți doar să îl sancționezi în momentul în care încalcă legea. Iar la Nașul TV avem un istoric de 10.000 de euro în amenzi. Mm-hmm. E un delir total la acea televiziune, este practic scăpată de sub control. Acum ceva vreme, de exemplu, au dat pe post exorcizări. Deci au dat exorcizări pe post, undeva în miezul zilei. Exorcizări în tunelurile dacice. În loc de teleshopping, exact, astăzi, că nu avem clienți, luați o exorcizare, sunați la... Dacă mă credeți, nu mai găseam cuvinte ca să exprim mirarea membrilor CNA. Deci, pur și simplu, cei de la CNA erau stupefiați. Măi, nu se poate așa ceva. Uh-huh. Apoi, în legătură cu conspirațiile și cu vaccinurile, a fost acolo, au fost serii întregi de emisiuni. Nu vreau să aduc în discuție limbajul pe care îl foloseau cei care spuneau trăsnăile acestea. Extrem de jignitor, extrem de vulgar. Uh-huh. Și ce ne-a văzut? A dat o amendă, a dat două, a dat trei. La un moment dat, acum vreo 2 ani, acumulaseră vreo 9 amenzi. Deci da. 9 amenzi. Bun, dar din câte știu eu, întreruperea emisiei se face este în crescendo, adică 10 minute este prima sancțiune și după aceea ultimul pas este ridicarea licenței. Adică da, 10 minute nu știe nimeni. 3 ore, da. 3 ore și după 3 ore urmează reducerea perioadei de licență. Uh-huh. Și abia ulterior ridicarea licenței. Dar atenție, vorbim de încălcarea succesivă a aceluiași articol. Uh-huh. Adică legea prevede că tu poți ajunge în această situație dacă încalci aceeași prevedere. Păi dezinformare pentru... de acest gen? Și asta mă întreb, adică mai sunt și alte televiziuni care dezinformează, care spun trăznăi pe post, nu aduc niciun fel de probă pentru asta? Mi se pare o procedură foarte bună. Ok, n-ați făcut-o pe post, vă dăm 2 săptămâni să aduceți probe și dacă nu, atunci luați o sancțiune de acest gen. Nu crezi că în felul ăsta s-ar mai curăța un pic peisajul audiovizual în care oamenii au din ce în ce mai puțină încredere? Măcar ar încerca să se curețe cât de cât, pentru că CNA oricum în fiecare ședință analizează o grămadă de astfel de dezinformări. Și noi ascultăm de multe ori uimiți explicațiile pe care le dau posturile de televiziune pentru năzbâtile pe care le spun pe post. Chiar dacă acum a fost cu simțul așa dată cu ironie această sancțiune, da, ar fi un precedent interesant pentru a combate dezinformările. Uh-huh. Dar spuneați voi la început că este o sancțiune foarte gravă.
Evident că, din punctul de vedere a unei stații mari, cum este Europa FM, o astfel de sancțiune este nu gravă, este extrem de gravă, mai ales că în cele 10 minute în care, practic, să spunem tehnic, nu emisia este întreruptă, ci programul este întrerupt. Da. Practic, în cele 10 minute, postul difuzează sancțiunea și spune, uite, am fost amendat pentru asta. Evident, pentru posturile mari care își respectă o deontologie, care au un orgoliu profesional, astfel de amendă este crută. Pentru Nașul TV însă este o gură de oxigen, pentru că dacă lor le dădeau o amendă de câteva mii de euro, din punctul lor de vedere îi durea mai tare decât oprirea programului cu cele 10 minute. Da, auzi, nu există un precedent totuși, apropo de traseul ăsta, OTV-ul nu a fost închis tot așa? N-a urmat tot pașii ăștia, amenzi și după aia OTV-ul a fost întrerupt prima dată în 2001, cred că era în timpul lui Ion Iliescu, pentru lucruri extrem de grave atunci au fost, dacă nu mă înșel, și a doua oară a fost întrerupt pentru că nu și-a plătit amenziile. Deci a doua oară când a fost întrerupt, a fost întrerupt pentru neplata amenzilor. Practic, este aproape imposibil în momentul de față să închizi un post de televiziune, pentru că, potrivit legii, sunt cam 4 cazuri în care se poate opri emisia, să zicem. Incitarea publicului la ură religioasă, națională, etc., incitarea explicită la violențe sau la acțiuni teroriste. Cam astea sunt cazurile în care poți să oprești un post de televiziune. Altfel, cu un avocat bun, un post de televiziune poate să contracareze foarte bine o decizie de acest gen. Și, pe de altă parte, nici CNA-ul nu are ca politică oprirea unei stații TV, încearcă să susțină libertatea de exprimare, numai că în cazul Nașul TV, dacă vedeți ce se întâmplă acolo, în lumea acum a văzut doar tunelurile dacice. Evident că le tratăm cu umor, am văzut imagini din tunelurile dacice în premieră, ajungem în China, ajungem, eu știu pe unde mai ajungem ca în filme. Se deschide, domnule, că și așa e greu cu autostrăzi. Eu în Antalya aș vrea, dacă se poate mai repede. Exact. Dar să vezi exorcizări ziua în amiaza mare, nu e de aici de acolo, sunt imagini extrem de șocante pe care le-au prezentat ei pe post. Mulțumesc. Auzi, crezi că se poate, credeți că se poate traversa Bucureștiul mai ușor prin tunelurile dacice? Cred că asta. Și ăștia n-au făcut și ei un tunel. Ar fi gata mai repede decât autostrada Sibiu-Pitești. Mulțumesc, Petrișu, eu sunt îngrozit că astăzi trebuie să traversez Bucureștiul de, cred că, de 2 ori sau de 3 ori. Păi sună la Nașul, te vezi unde e o gură de tunel. Mi-ar prinde bine un tunel dacic ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.